Deșteptarea României. Un proiect editorial Europa FM pentru resetarea României. Bine ați venit la Deșteptarea României, oameni buni, cel mai ascultat program de radio la această oră. Știți care este propunerea noastră pentru voi în anul acesta 2021? Discutăm împreună vinerea despre lucrurile fundamentale și problemele grele ale României și discutăm în trei părți: public, jurnaliști, experți, oficiali. Încercăm să găsim o soluție la câteva dintre lucrurile la care poate uneori ne uităm mai puțin. Luna iunie, întreaga lună iunie, care începe cu ediția de astăzi, este dedicată copilăriei și aspectelor sale bune și rele în această țară, în care facem din ce în ce mai puțin copii și poate apucăm să vorbim și despre asta, dar încercăm în același timp să măsurăm și să dăm o rezolvare problemelor noi care apar în fața acestor copii. E clar că s-au schimbat generațiile, e clar că eu am avut o altfel de copilărie ca și voi și astăzi avem, cum se zice în limbajul acesta nou, domnule, avem provocări noi. Copiii noștri suferă de depresie uneori, de anxietate, au mijloace tehnice și informații pe care noi nu le-am putut cuprinde vreodată și o să vorbim despre bullying, dacă vreți, despre cum se vor descurca cu mijloacele tehnice, dar și despre cum scapi de sărăcie, că și asta e important, iar astăzi o să vorbim despre cel mai simplu lucru de enunțat, dar și cel mai complicat de rezolvat, pentru că nici noi, adulții, nu avem o rezolvare la acest lucru. Astăzi v-am chemat la Deșteptarea României, oameni buni, ca să ne spuneți dacă copiii voștri sunt fericiți. Iar dacă nu sunt fericiți, ce îi face nefericiți? Vă mulțumesc întâi pentru mesajele din întreaga săptămână, care, cum să spun, unele dintre ele m-au pus rău pe gânduri. De fapt, toate, pentru că ați început așa: copilul meu nu este fericit pentru că, și mi-ați spus, teme multe, ore puține de joacă, nu se înțelege acasă cu mine, nu se înțelege cu profesorii, nu mai e ca altă dată, of, și mi-ați spus în față o grămadă și o grămadă de probleme. A, să nu uit, trebuie să intri la un liceu bun, trebuie să intri la un liceu bun, că altfel ne faci toată familia, ne faci pe toată familia de rușine. Am auzit acest mesaj la voi și îi căutăm o rezolvare la chestiunea asta. Imediat deschid liniile telefonice, dați-mi voi însă să o prezint pe invitata mea de astăzi, un om care cu asta se ocupă, adică încearcă să ne redea fericirea sau, dacă vreți, echilibrul, și este un om care a construit un program pe care astăzi o să-l întâlniți în zeci de școli și grădinițe din România. Este programul care se numește Școala Încrederii, iar invitata mea este psihologul Domnica Petrovai. Mulțumesc, doamnă, că ați venit alături de noi. Bună ziua! Mulțumesc mult! Bună ziua! Mulțumesc și pentru efortul pe care îl faceți, că veniți tocmai de la Cluj. De la Cluj, da. De la Cluj, ca să faceți. La Cluj sunt copiii mai fericiți? Așa sperăm să fie în toată țara. Suntem foarte ambițioși când am întrebat despre fericire? Cred că suntem, nu știu, avem încredere în noi, apropo de subiect. E bine să ne dorim cumva lucruri mărețe ca să le și putem atinge. E greu de cuantificat fericirea unui copil? Este mai ușor decât ne imaginăm, pentru că dacă ne uităm la ce înseamnă de fapt fericirea din punct de vedere al științei, și o să mă raportez la ce spuneai tu, că ai citit din mesajele, nu știu, probabil ale părinților, ale profesorilor, erau foarte multe cumva cauze externe. Adică e ca și cum fericirea depinde de lucruri externe, cum ar fi, nu știu, liceul la care merg, câte teme am de făcut. Din fericire, starea de bine, confortul personal, așa numita fericire, depinde într-o mult mai mare măsură de noi
decât de exterior. Asta spun studiile. Cumva, fericirea este o abilitate pe care noi o putem exersa și asta e și motivul pentru care am construit acest program în a-i învăța pe copii să devină mai fericiți. Mai fericiți înseamnă să aibă mai multă încredere în ei. Aha. Am să vă spun că această emisiune este și pe Facebook. Eu încerc în măsura în care se poate să primesc mesaje și acolo să le iau, să le adresez în emisiune. Dumneavoastră, Domnica Petrovai, când ați făcut studiul de la care a pornit Școala Încrederii, chiar am citit o frază de-a dumneavoastră în care spuneați că s-a constatat că cei mai mulți copii sunt nefericiți la școală. Cum adică nefericiți la școală? Ce vrea să însemne asta? Nefericit înseamnă că de multe ori nu se simt în siguranță în relația cu ceilalți adulți, în relația cu colegilor, merg cu frică la școală, nu știu, de exemplu, frica de teste, frica de examene, simt că nu înțeleg tot ce li se predă. Deci nu e experiență întotdeauna foarte plăcută. Asta e și motivul pentru care, pentru ca un copil să ajungă să se simtă în siguranță și să meargă cu plăcere la școală, ca să ne dorim. Pentru că dacă merge cu plăcere, va învăța. Dacă merge cu frică și cu teamă, probabilitatea să învețe este foarte scăzută. Și atunci îi sprijinim pe profesori și părinți, da, dacă vorbim de școală, pe profesori, în a le oferi acel cadru, acea relație de încredere care să-i facă pe copii să vină la școală. Aha, cu, deci, cu bună pleacă, dispoziție. Totul pleacă de la încredere. Haideți să vă adresez întrebările de astăzi. Vă dau numărul de telefon, da, și aștept să ne spuneți cum vedeți voi lucrurile. Este 0372069599. Îl repet ca să-l audă și cei care ne sună întâia dată, că eu vă îndemn pe mulți să vă faceți curaj. E adevărat că e și vorba de o doză de noroc să intri în emisiunea aici la Deșteptarea României, dar se reușește. Mi-ar plăcea să aud și părinți și profesori în măsura în care se poate și vă spun întrebările așa cum le-am gândit astăzi. Sunt fericiți copiii voștri și de fapt, ce-l face pe un copil fericit, așa cum puteți observa ca părinți, ca oameni care vă aflați în preajma lor? Dom'le, care sunt acele lucruri care le strică lor bucuria asta și încrederea, fericirea, dacă vreți? Vă dau câteva exemple, că tot de la voi le-am auzit, ca să știți unde batem. Teme multe la școală, lipsa prietenilor pe care nu i-a mai văzut în pandemie, presiunea ca să ajungă la o școală mai bună, ce vă ziceam mai devreme, că am primit mai multe mesaje, chiar unul de la Galați, cred, în care zicea, dacă nu o să ajungi la liceul cu tare, expresia auzită la alți copii. Da? Sau poate e vorba de timpul limitat. Mi-a rămas în minte și în suflet mesajul acela al unei fetițe care era cu tati în mașină și a spus, eu sunt supărată pentru că tati vorbește prea mult la telefon. Adică tati nu are tot timpul să îl dea. Și aș vrea să știu cum ați procedat ca să atingeți echilibrul în familiile voastre. Și da, uitați ca o premieră, dacă doamna Petrova este de acord, dacă aveți probleme, știu eu, mai complicate sau lucruri de la... pentru care vreți să cereți un sfat. Pentru că nu mai știm astăzi ca părinți, mă uitam și eu pe niște forum, nu mai știm astăzi ca părinți cum să abordăm unele situații, puteți să faceți lucrul acesta. 0372069599, ăsta e telefonul de la Deșteptarea României. Spuneți-mi un singur lucru, doamna Petrova, înainte de a începe, știu că-i Sandu pe fir, imediat, nu, Raluca este prima, imediat o să începem. Sunt semne care ți arată că un copil este nefericit? Da, firesc, devine mai irascibil, uneori mai abătut, pare că nu mai e interesat de școală și adesea noi interpretăm poate dezinteresul față de școală sau față de învățare ca lipsă de motivație, dar de cele mai multe ori este un disconfort pe care copilul îl are, pe care nu îl înțelege și care se manifestă în acest fel. Uneori apar insomnii, momente de furie, comportamente agresive în relația cu ceilalți copii. Agresivitatea este adesea cumva un simptom al depresiei și e important să ne uităm la asta. Deci dacă copilul schimbă comportamentul, se retrage, e mai izolat sau mai neliniștit, e important cumva să
ne dăm timp să-l ascultăm, să-l vedem, să înțelegem ce se întâmplă cu el. Pentru că, de fapt, copiii au nevoie să simtă înțeleși. Ok, haideți să pornim. Prima care sună la Deșteptarea României este Raluca. Bine ai venit, Raluca! Bună ziua! Nu știu... Da, e foarte important să știm dacă copiii noștri sunt fericiți. Doar că eu cred că ei sunt uneori fericiți, uneori nefericiți, ca toată lumea. Și nu cred că școala din România este cea mai rea din lume. Sub nicio formă nu cred acest lucru. Atâta se mai este atât de pusă la colț. Eu sunt sigură că sunt și eu sunt medic, deci n-am treabă, nu sunt cadru didactic, n-am rude, n-am nimic. Dar zic așa, sunt un produs al școlii românești. Foarte mulți absolvenți ai școlii românești sunt foarte căutați peste hotare, pentru că învață. E adevărat, unii merg cu stres la școală, dar care nu merg cu stres la școală în lumea asta? Pe de altă parte, da, este vorba de examenul clasa 5-a. Eu am o fetiță care termină acum și clasa 5-a. Da, n-a fost ușor examenul, dar nu m-a obligat nimeni. Și nu te obligă nimeni. Este normal ca liceele respective la care vrei să intri să-și selecteze cumva copiii. Da, e greu examenul și evident, e diferită materia de clasa 4-a, că așa ar intra oricine, dar n-ai cum. Trebuie să se facă o selecție. Da, e greu, da, e costisitor și da, nu-i destul ce înveți la școală. Dar este un risc pe care ți-l asumi, că altfel... Pe care ți-l asumi cine? Tu ca părinte. Okay. Dacă vrei neapărat să dai copilul la o altă școală. Da, noi trebuia, de exemplu, copilul meu a fost la o școală primară cu 4 clase. Trebuia să o dau undeva, nu? Am înțeles. Nu mi-a fost ușor, dar eu cred lui... că școala România poate să fie foarte bună. Dar lui i-a fost ușor? Copilului? Da. O să vă spun ceva. Eu cred că nu a fost atât de greu pe cât a fost în alți ani. Și i-a fost ușor, i-a fost greu. Sunt copii care trec munții, da? În alte țări se duc profesor și fac școală în Africa și se fericit copiii aia că învață să scrie, să citească. Și nu e ușor. Alți copii prășesc. I-ați dat exemplul ăsta pe timpul cât se pregătea pentru examen? I-ați dat exemplul ăsta? Nu i-am dat exemplul ăsta când se pregătea pentru examen. Noi am avut noroc cu pandemia. Da? Deci a fost un noroc pentru că datorită pandemiei și a meserii care a fost întreput cu școala, știți, anul trecut, cel puțin clasele primare, m-a făcut foarte puțin. Că era la început și nu știam până ne-am obișnuit cu toate cele. Deci... dacă n-ar fi fost pandemia, ar fi fost într-adevăr greu, pentru că să faci școală de la 8 la 4 și aia pregătire era greu. Acum, și nu a fost copil... atât de complicat. Și e un copil fericit? Deci, aici este o discuție complicată la noi, pentru că tatăl i-a murit acum 10 ani și avem și alte... am avea alte motive. Am înțeles, îmi pare rău să aud asta. Dar, eu sunt o mamă, încerc să fiu deschisă la cap și nu cunosc pe nimeni care n-ar avea nevoie de un consult psihologic, din când în când, inclusiv eu, sau poate mai des. Și am mers în sensul ăsta ca să verificăm stările de spirit, pentru că, da, iarăși, blamată școala online. Și ce era să facem? Să ducem copiii în focare? Nu. Da. A fost greu, a fost consecințe peste tot. Eu zic mulțumesc că a existat școala online, că cu 30 de ani se termina cu totul. Da, asta era. Ce închidea. Însă sigur că au avut consecințe, într-un fel. Ca urmare, am făcut consultul psihologic, am încercat să remediem dacă era ceva de remediat și pot să vă spun, cel puțin aparent, dar eu încerc și pe alte căi să o verific, nu e tot timpul fericită. Cine e tot timpul fericit? Nici eu. De altă mergeam la școală și ziceam, Doamne, iar mă la școală, eram teste, iar am aia. Uneori da, uneori ba, dar asta e valabil în toată lumea. Eu am, ca toți avem rude pentru sănătate, în Germania pot să dai niciun examen până la termine cele 12 clase de bacalaureatul, dar greu să-l iei. Sunt și care am o nepoțină în Germania care se vrea singură să dea examene ca să se verifice. Îi place să învețe. Există. V-am văzut că voiați... O secundă. Nu e o tragedie, da. Doamne ferește. Am văzut că voiați să interveniți, doamna Petrovai. Puteți, da, să o faceți oricând. Da, da. Legat de... sunt mai multe subiecte ridicate, dar o să răspund la unul dintre ele. Nevoile copiilor noștri în prezent cu, nu știu, cu stresul pe care l-au, incertitudinea la care sunt expuși,
Asta nu înseamnă că îi pregătim pentru o lume ideală, dar pe de altă parte ei au nevoie să devină mult mai rezilienți. Reziliență înseamnă să depună mai mult efort, să aibă rezultate, chiar și în situații incerte, cum ne-a arătat și pandemia. Toleranța lor la disconfort să fie mult mai crescută, să nu fie atât de impulsiv, să aibă o disciplină mai bună, pentru că viitorul lor e un viitor incert. Și asta înseamnă că abilitățile lor de a își gestiona disconfortul, de a fi confortabil cu disconfortul, este o abilitate fundamentală. Deci ceea ce cred că au nevoie copiii este să fie mai, să aibă cumva și abilități și înțelegerea stresului, de exemplu, sau anxietății sau a incertitudinii, și reziliența lor să fie crescută. Nu îi pregătim pentru o viață ideală, ci îi pregătim pentru o viață cu multe provocări, cum ai spus la început. Asta înseamnă că Raluca a procedat foarte bine când i-a dat exemplu acela cu uite alți copii. Opinia mea este că, și asta cumva ne confirmă și știința, și o să fac adesea cumva apel la ce ne confirmă cercetarea, ca să nu luăm decizii în funcție de părerile noastre personale. Reziliența crește într-un cadru de siguranță. Asta este condiția. Cadrul de siguranță înseamnă acceptare, adică fără comparații, fără, nu știu, fără critică, cu integrarea diferențelor, și asta e o mare provocare pentru copii, cu a fi conectat cu copilul, pentru că starea de bine sau fericirea depinde de calitatea relațiilor. Deci dacă copilul are relații de încredere, oameni, de exemplu, nu știu, se deschide cu ușurință părinților sau profesorilor sau altor adulți, se simte înțeles, ascultat, simte cumva că chiar dacă e într-un moment de disconfort, poate conta pe adult, da? Chiar dacă o dă în bară sau, nu știu, a greșit, poate să vorbească despre asta și poate să rezolve problema, fiind cumva într-un moment în care primește siguranță. Deci, reziliența are două condiții. E această relație de siguranță, pentru că dacă le expui pe copii la stres, fără ca el să aibă un cadru de siguranță, practic devine și mai stresantă experiența și, apropo de sănătate mentală, provocările lui emoționale vor fi din ce în ce mai mari. Nu știu dacă mai era Luca, mi s-a părut că am auzit un ton acolo, dar dacă nu mai e, o să... Sunt aici! Nu! Sunt aici! Ascultam, are dreptate! Dar eu am văzut la un bun prieten, care după care nu mai este pe lumea asta, psiholog, care mi-a spus așa, trebuie să-i spui că te super, pentru că așa, eu te iubesc și supărată și veselă. Uneori sunt supărată, dar asta nu înseamnă că nu te mai iubesc. Și am spus cu examenele, dacă nu ești la examen, la liceu, nu e nici în orice, te iubesc oricum. Ar fi bine pentru viitorul tău și în general, să intri. Dar dacă nu intri, nu e nicio tragedie. Te iubesc și dacă ești, și dacă nu termini liceul și dacă nu face facultate, și oricum te iubesc și nu o să fie nicio pedeapsă, doar că ar fi bine să ne gândim că, în general, pentru orice meserie, e bine să termine o școală cât mai bine pregătită. Și știu că se face permanent comparație pe vremea mea aia, nu, ce să mai comparăm? Lucrurile s-au schimbat. Că pe vremea noastră erau mai severi, sau ba, nu erau severi, avem timp să ieșim afară, păi n-aveam altă soluție, că aveam o oră pe zi televizor și cărți, atât. Acum sunt și alte provocări. Este foarte adevărat. E foarte greu să te împarți ca părinte în 100 locuri, să ai și cu copilul. Da, familia te iubește, se îmbrățișează, dar cineva totuși te plătească și ratele, nu? Întreb, zic și eu. De ce să muncim? E complicat, mai ales când ești singur. Încerc să mă împart în 1000 de locuri. Știu că uneori sunt și o mamă rea, sunt și o mamă bună, sunt și cruela, încerc. Dar mă gândesc că trebuie să te străduiești, să pui nevoile copilului pe primul plan sau să încerci măcar treaba asta, începe de pe aici. Știu că nu e bine să... Eu nu compar niciodată cu elevii din clasă, colegii. La noi este, și cred că și în alte orașe este această chestie, din notele personal, nu știu ce note au la copii, zău nu mă interesează. Adică, poate că la început nu eram obișnuită, dar acum zic, eu vreau să fii mai bună decât tine, sau dacă îți place ceva să înveți mai mult. Dacă n-ai luat 6 la mate, înseamnă că n-ai învățat. Dacă luat 6 la desen, n-ai talent. Da? Na, ne străduim. Nu toți talentați la matematică, nu toți le place. Trebuie să o terminăm totuși cumva școala. Nu vă zic, învăță bine. Note de 10 n-am pretenții permanent. Chiar n-am. Iar, da, poți să
încerc și, într-adevăr, sunt copii care trec munții pentru școală și sunt fericiți. Acum nu că trec munții, ci că fac școală. Da, da, am înțeles. Sunt unii care învață mai mult. Asta te, asta te roade, da. Asta. Nu mă roade. Eu am crescut la țară, să știți. Cu o mână țineam cartea, cu o mână mânam vaca și nu mi se pare că e greu ce se întâmplă acum. Copiii nu au altceva de făcut, dar trebuie să le găsim noi. Și pe bune, dacă iau un 8, un 7, un 6, tot copilul meu e. Și nu mă supăr. Îi zic, măi, pune mâna și învățăm împreună. Chiar învățăm împreună, unde m-am mai pricep, că la matematică am pierdut și rău. Și asta e viața. Nu cred că e chiar așa o tragedie. Da, trebuie să fim alături de ei. Trebuie să fie pregătiți pentru viitor. Care e incert, da, nostru era mai cert. Dacă să o facem cum era. Era cert așa, n-ai intrat la facultate, te ești la armată. N-ai intrat la facultate, că poate ești pe câmp. Așa era. Mulțumesc, mulțumesc tare mult, Raluca. Spor la treabă. Genul ăsta de exemple funcționează? Adică dacă îi spui unui copil, uite în ce situație eram eu? Foarte rar. Foarte rar funcționează. De ce? Pentru că, în primul rând, de cele mai multe ori se simte neînțeles. Pentru că nu poți să compari experiența pe care o are el astăzi în școala lui, cu prietenii lui, cu experiența pe care am avut-o noi ca și părinți. Uneori noi facem asta pentru că ne este greu să-l vedem pe el așa diferit de cum suntem noi. Și apropo de acceptare, avem o provocare cu a înțelege cât de diferit e și a-i da spațiu să fie, să-și clădească o identitate diferită de a ta. Și noi uneori ne agățăm foarte mult de copil. Este ca și cum vrem să ne împlinim propriile noastre nevoi prin copil. Și atunci nu avem granițe personale. Vrem cumva ca el să răspundă nevoilor noastre. Și apropo de cumva ce spunea Raluca, cred, copiii au nevoie să fim părinți suficient de buni, nu perfecți, dar pe de altă parte nici părinți care să nu fim conștienți de faptul că și noi avem un trecut și noi am fost influențați de cum am fost crescuți de părinții noștri. Unii dintre noi am vrea să fim, nu știu, diferiți de părinții noștri, dar asta nu înseamnă diferit mai bine. Deci uneori trecem dintr-o extremă într-alta. Dacă, de exemplu, nu știu, am avut o viață cu multe privațiuni, vrem cumva să oferim copilului totul. Și dacă se poate deodată. Și exact. Mă întorc. Sandu, bine ai venit la Deșteptarea României. Știți că dialogurile sunt mai lungi între ei. O să vă solicit răbdare celor care sunteți pe fir. Salut! Bună ziua! Eu cred că copilul, când se naște, el se naște fericit. Undeva pe drum, la grădiniță, la școală, datorită presiunii exterioare la care este supus, de societate, de familie, de școală, undeva pe drum se produce o traumă în sufletul lor. O durere în suflet. Și de acolo toate lucrurile care decurg viața lui de adult. Am citit o carte de curând, care mi-a intrat pe mână, a unui antropolog israelian, Yuval Harari, probabil că vă spune ceva. Dânsul spune niște lucruri foarte interesante. Homul până la revoluția agricolă, sau de fapt până la lungul evoluției sale, până la revoluția agricolă, omul a avut trei nevoi de bază pe care le-a avut în ateneul său uman. Nevoia de conectare, de curiozitatea și nevoia de sens, de direcție. Problema este că aceste nevoi, datorită societății în care noi trăim, sunt călcate în picioare și nu se mai ține cont de el. Iar o persoană ca părinte, că am două fete de 13 și 11 ani, așa, consider că este un semn de respect, de iubire față de ele, ca eu personal să-mi tratez traumele pe care eu le-am avut ca copil. Cum să faci? Stai un pic că n-am înțeles. Să îmi tratez traumele și suferințele pe care eu, copil fiind, le-am avut, datorită educației pe care le-am primit. Motivație sau educație bazată pe recompense exterioare. Vă, cum ați spus și noastră mai devreme. Explicăm, că nu înțeleg ce înseamnă educație bazată. Adică dăm exemple ca să înțeleg. Recompense exterioare, exact ce a spus noastră la început emisiunii. Să fii mai bun ca ăla, să faci mai bun ca ăla. Greșit. Eu mi-aduc copilul ca anul viitor, în clasa 8, să fii mai deci, bun. Părinții tăi îți spuneau așa, băi, de ce nu ești mai bun decât al lui Xulescu? Exact. Trebuia să iau 10, că dacă nu luam 10, luam bătaie. Deci tot era bazat pe frică, pe teama de a nu fi respins, de a nu fi singur, de a nu fi, de a nu ieșua. Pentru că, de fapt, asta am învățat școala românească pe mine. Frica de a nu ieșua. Și totul se bazează pe această frică. E total greșit modul ăsta de a gândi și a vedea lucrurile. Eu, personal, pe fetele mele încerc să le educ în sensul în care, în clasa 8-a, vreau să fie un pic mai bune decât în clasa 7-a. Întotdeauna să le învăț să se compare cu ele. Pentru că nici în natură doi pomi nu sunt identici. Iar noi ne comparăm un cu om. Nu există așa ceva, să există doi oameni identici, la fel. Iar aceste recompense exterioare distruge tinele, eul interior al omului. Și
Când ai hotărât sau cum ți-ai dat tu seama că nu trebuie să-ți crești copiii la fel ca părinții tăi? Am avut noroc, datorită jobului pe care l-am. Un job care îmi permite să mă dezvolt pe partea asta personală. Și atunci am conștientizat că, practic, eu nu făceam altceva decât să transmit mai departe ce am traumele mele mai departe copiilor mei. Adică bazate pe frica asta, dar nu ieșua, dar nu... Dar nu pica în plasa aceasta, acestor trei fiici mari, pe care, din păcate, sunt foarte răspândite în lume. Frica asta de a ieșua, frica de a fi respins, frica de a rămâne singur. Din păcate, ele remodelează viața în care trăim astăzi, în societatea capitalistă. Totul, toată șmecheria este să muți motivația asta exterioară. Sunteți foarte antrenat. Spre motivația interioară, spre motivația interioară, bazată pe bucuria de a face lucruri. Pentru că dacă faci cu bucurie un lucru, vin și rezultatele. Și credeți-mă că rezultatele vin de trei ori mai mult decât invers. Dacă îți și place. Zic, dacă îți și place. O secundă, că voia să intervină doamna Petrovai. Da. Ar fi două așa elemente importante. Unul, disconfortul pe care l-au copiii în diferite etape de viațele lor nu înseamnă o suferință. E ca și cum am percepe faptul că, nu știu, nu au acces la a se juca pe calculator și evident că un disconfort înseamnă că ei au o suferință sau o traumă, nici gând. Adică cumva... am înțeles. Vreau doar... De urlete, de bătăi, de agresiune verbală, fizică la copii. Da, că se întâmplă. Sigur. Doar așa, pentru cei care ne ascultă, cred că e important să... Pentru că avem o dificultate cu asta. Unii dintre noi sau unii dintre părinți nu acceptă, nu tolerează disconfortul copilului și a dorit ca copilul să fie tot timpul bucuros, fericit, ceea ce cumva e nesănătos. Deci cred că e important să... Da, cred că... Adică să fie cum e el. Da, dacă îmi dați voie să răspund, mulțumesc mult. Deci cred că e important pe copil să... Îl învățăm să-și accepte, să-și înțeleagă disconfortul, pentru că asta va duce la maturitate emoțională, adică nu o să mai ia personal lucrurile, nu o să reacționeze impulsiv, nu o să dea vina pe ceilalți și ne dorim cumva adulți responsabili și vine din momentele astea de contact cu propriul lui disconfort în care noi suntem alături de el, adică îl acceptăm, rămânem conectați, au încredere în noi. Și al doilea punct, într-adevăr, fiecare dintre noi a avut niște experiențe în copilărie. Ele au un impact asupra felului în care am devenit părinți și cum ne purtăm. Și aș spune cumva că un semn pentru noi ar fi în momentul în care intrăm într-un fel de luptă de putere cu copilul. Adică noi ne simțim respinși, nu știu, abandonați, trădați, manipulați de copil, când de fapt nu este, dacă îmi dați voie... Când, de fapt, nu este neapărat, să spunem, dificultatea copilului, ci mai degrabă dificultatea mea, pentru că copiii au nevoie de ghidaj, copiii au nevoie de adulți care să le pună, să le cumva, să-i orienteze în viață. Și... Stați așa, ce înseamnă luptă de putere? Că atunci începe scandalul când îi spui, fă curat la tine în cameră. Exact. Când luptă de putere înseamnă când tu devii reactiv la reacția copilului. Dacă, de exemplu, copilul spune, nu vreau să-mi fac curățenie. Okay. Cine ești tu să-mi spui asta? Ce faci în momentul ăla? În primul rând, conștientizez că acolo este o ruptură care nu are legătură cu ce s-a întâmplat astăzi. Pentru că dacă tu ai o relație de încredere cu copilul, de cele mai multe ori genul ăsta de reacții vor fi mult mai rare. Pe de altă parte, dacă, nu știu, copilul este deja la vârsta preadolescenței, adolescenței, în care resursele lui sunt limitate de a face față disconfortului și nu înțelegi că, de exemplu, în momentul în care vine de la școală și resursele lui s-au încheiat, adică îl vezi, de exemplu, când intră în mașină, trântește ușa, nu prea este dispus la conversații, și nu înțelegi că în momentul în care el are nevoie să-i dai spațiu. Și atunci tu vii cu, nu știu, o critică la adresa, nu știu, curățeniei din casă sau din, din camera lui. Deci ești tu deconectat de el, nu-i dai spațiu lui să-și descarce stresul din timpul zilei. Dar totuși cum îl convingi să facă curat? Aici cumva, și asta e o întrebare foarte bună, că foarte mulți părinți vin cu întrebarea asta, nu e despre a convinge copilul, că e o formă de control, ci e, încerc să-ți controlezi copilul, e vorba de a
îl sprijini să devină pas cu pas responsabil, pentru că e o chestie de responsabilități. Și responsabilitatea se învață la fel, prin modelare, prin cooperare. E o diferență între a coopera și a-l controla pe copil. În momentul în care tu îl poți influența pe copil dacă el are încredere în tine. Și spui, uite-te, nu știu, ar fi, de exemplu, de mare ajutor dacă tu ai strânge masa sau... Și se ia, lucrurile astea se fac treptat. Din păcate, mulți părinți reacționează impulsiv, adică se înfurie, se enervează și consideră că simplu fapt că îi spune copilului că ar trebui să-și facă curat, copiii ar trebui să reacționeze, dar copiii, nimeni nu reacționează la control bine, nici chiar copiii, din fericire. Ok, deci dacă măcar și-ar strânge cărțile, ar fi un pas înainte. O secundă, vreau să anunț numărul de telefon 0372069599. Vă întreb astăzi în ce măsură sunt fericiți copiii voștri și, de fapt, care e lucrul care le strică bucuria în relația voastră, în relația cu școala, în relația cu profesorii? Este vorba de temele multe, este vorba de faptul că îi spuneți să facă curat, este vorba de absența noastră de acasă. Care sunt, de fapt, lucrurile acelea care strică bucuria la voi în casă? 0372069599. Lângă mine, psihologul Domnica Petrovai de la Școala Încrederii. Cred că l-am pierdut pe Sandu, dar e timp pus să-l auzim și pe Mihai. Mulțumesc pentru răbdare, Mihai. Salut! Bună ziua! Eu cred că excepția sunt copiii nefericiți. Ok, explică-ne. Așa cred. Copilul, în general, când vezi un copil, el e veselie, e sinceritate, bucurie. Așa cred. Ok, dar... Eu am doi copii, o fetiță de 7 ani și un băiețel de 12 ani. Iar eu nu-i văd nefericiți. Da, au anumite momente, stări, cum a zis și doamna psiholog. Dar nu cred că nefericiți, să ajungi nefericit la o vârstă din copilărie, mi se pare așa. Nu știu, cred că numai din familie pleacă. Am înțeles, dar la ce te gândești când definești nefericirea, sau mă rog, fericirea lor, la ce te gândești tu, de fapt? Cum ți-ar arăta? Nu știu, mă gândesc la starea lor, adică când iese din starea lor naturală. Un copil natural, așa mi se pare, așa cred eu, nu știu dacă e și bine, adică așa este. Eu cred că un copil este fericit. Ok, așa e, doamnă. Stai o secundă, că aici avem specialistul care asta a studiat și cu asta își ocupă viața. Deci stați așa. Nu cred că dețin eu adevărul. Păi evident că de asta facem emisiunea asta. Deci starea naturală a unui copil e să fie fericit? Explicați-ne un pic, doamnă. Copilul se simte fericit când se simte iubit. Și evident cumva că sunt multe momente în care nu are acest sentiment de iubire, de, nu știu, înțelegere, acceptare. Și asta nu ar trebui să ne înspăimânte, adică ca și momentele în care, nu știu, copilul se înfurie și ne spune că nu mai suntem prietenul lui sau că nu ne mai iubește. Copiii au nevoie de noi pentru a cumva explora viața, învăța lucruri despre ei și încetul cu încetul a deveni mai încrezători. Asta înseamnă că au nevoie de noi pentru a sta cu multe momente de disconfort. Nu înseamnă că nu sunt fericit. Deci dacă ne raportăm la fericire ca, nu știu, sentimentul ăla de iubire pe care îl simți în relația cu copiii, atunci, da, putem spune că sunt unii copii care se simt iubiți, adică fericiți. Dar mare majoritatea copiilor, dacă nu toți copiii, pentru că asta înseamnă să crești, da? Înseamnă să înveți lucruri noi care îți creează disconfort, au multe momente de disconfort. Multe momente de imaturitate. Asta nu înseamnă că... Da, dar asta nu înseamnă cumva că... Deci nu putem cumva judeca în alb și negru de fericire și nefericire. Cred că e un continuum în care suntem mai confortabili, uneori mai inconfortabili. Important e să știm ce facem în momentele respective. Dar asta mi se pare foarte interesant. Mihai, tu crezi că toți copiii sunt fericiți așa tot timpul sau că, nu știu... Nu. Sunt ca orice... Ca orice om, și oameni sunt. Copii. Cred că au și stările lor. Sunt momente mai bune, momente mai proaste. Dar starea generală ar trebui la un copil să fie fericire. Adică acum nu îl vedem toată ziua zâmbind, dar e o stare... De mulțumire, naturală. Așa măcar. Da. Mai asta m-a întrebat mereu. Adică chiar e o stare naturală? Adică, eu față de copiii mei... Așa. Nu știu cum să vă explic. Nu las
rigorile, adevărul, să nu mă mintă, chestiile astea la o parte doar ca să-l văd pe el fericit. Din contră. Stai un pic, adică nu accepti să te mintă, asta spuneai? Da, se întâmplă, se întâmplă, e inevitabil la un copil, dar eu muncesc la asta și îi bag în cap în continuu, așa. Încerc, sper să și reușesc, până acum cred că am reușit, până acum, dar o să mai, sunt convins că o să mai întâmple, ca să aibă, cum să vă spun, primul impuls să nu-mi spună tot adevărul sau astea. Eu sunt norocos pentru că pandemia care a fost și este prezentă între noi, cumva am petrecut-o împreună mult mai mult. Și am zis, dacă tot avem o perioadă grea din viață, haide să facem un program care e împreună, cu copii, cu soție, cu așa. Și stând mult împreună, afli mult împreună. Afli ce copiii despre noi, noi despre copii. Suntem totuși părinți ocupați, joburi și tot felul de astea. Dar părerea mea este că, încă o dată spun, totul pleacă de la familie. Dacă familia gestionează, nu tot timpul gestionează bine. Că nu suntem specialiști, avem și noi stările noastre, toate mai bune, toate mai proaste. Dar dacă, în general, noi ne comportăm cum ar trebui ca părinți, în primul rând ca părinți și abia apoi ca prieteni. Că e o diferență. Eu cred că... Asta spui. Da, da. E o diferență. Adică când e... Trebuie să fii odată prieten, dar mai mult trebuie să fii părinte, pentru că, practic, tu îl ghidezi în viață. Îți mulțumesc tare mult, Mihai. Cred că aici e linia fină a acestui ghidaj, să facem trei, între părinți, profesori și copii. Dați-mi voie să o salut pe Violeta. Salutare! Bună ziua! Ia spune, copiii tăi sunt fericiți că de aici a plecat și dacă nu, ce îi face nefericiți? Eu sunt mama unui adolescent de 15 ani, suntem în preajma primului nostru examen din viață, iar în momentul de față consider că nu nefericirea, ci stresul prin care trece copilul meu în acest moment este generat de sistemul nostru de învățământ. Povestește-ne. Timp de 4 ani, deci tot gimnaziu au fost generația care nu au avut manuale, s-a schimbat curricula școlară, nimeni nu știa pe ce metodă, cum se predă, ce se predă. Metoda a fost cea dintotdeauna, dar ne-am trezit la final cu cireașa de pe tort, s-au schimbat modelele de teste, de examen, absolut tot. Și m-am trezit cu copilul meu întrebându-mă, mami, dar dacă nu intru la liceul la care îmi doresc, eu îmi ratez viața? Și am stat frumos de povești amândoi și am explicat că este un simplu examen, că nu înseamnă că ți-ai ratat viața dacă nu ai intrat la liceul la care ți-ai dorit. Poți ulterior să intri la ce facultate îți dorești, nu ești constrâns de un anumit liceu ca să poți să intri la o anumită facultate. Faptul că nu există politici predictibile, de fapt, în țara asta, aproape în toate domeniile de activitate, conduce la stres suplimentar. Da, ia stai un pic, povestește-ne. Tu ce ai cerut în relație cu chestiunea asta? Adică tu când vorbești de admiterea lui la liceu, ce îi spui? Mamă, trebuie să iei la liceul cu tare? Sau ce îi spui? Nu are importanță. Eu spun, mami, tu trebuie să fii liniștit, să fii relaxat, să fii încrezător, totul va fi bine. Și există soluții și rezolvări. Și n-ai pus deloc presiune de... N-ai pus deloc presiune pe el? Nu. Păi nu. Și dacă nu-ți ia examenul cum trebuie și n-ajunge la liceul pe care și-l dorește? Sau... Atât timp cât este sănătos, există soluții. Ok. Asta, acel liceu la care va intra, va învăța și pe viitor își va alege ce va dori mai departe. Este opusul Ralucăi care a intrat în prima ascultătoare noastră, sau cel puțin așa deduc eu, sper să nu fac o nedreptate. E mai ok? Stai o secundă, e mai ok varianta asta, doamna Petrovai? Adică nu presiune, n-are o țintă,
E mai ok așa? Adică pentru sănătatea noastră, pentru bunăstarea noastră mentală? Sunt două extreme. O extremă în care venim cu mesajul totul va fi bine, așa o zonă de pozitivism care uneori pentru unii copii înseamnă invalidarea disconfortului sau a frustrărilor sau a stresului pe care l-au. Pentru că, așa cum am înțeles din mesaj, stresul este încă perceput în exterior. Adică stresul este pentru că s-au schimbat multe lucruri în exterior și este ca și cum nu am suficiente resurse, nu am cumva capacitatea de a face față schimbărilor. Și copiii noștri au nevoie să simtă, să se simtă mai în control. Mai în control înseamnă că da, sunt multe schimbări, da, sistemul este impredictibil, însă în controlul meu este ceea ce fac eu pentru mine. Și dacă eu îl sprijin pe copil, nu știu, să aibă grijă să doarmă, să facă mișcare, să, nu știu, să se hidrateze, să facă lucruri dificile în fiecare zi, devine mai rezilient, adică mai capabil să se adapteze unor situații noi. Dar pe de altă parte, el are nevoie să fie văzut cu disconfortul lui. Pentru că de multe ori mesajele de totul va fi bine e un mesaj pe care copiii îl percep invalidant. E o formă de non-acceptare. Mie, de fapt, îmi e greu. Adolescența vine cu provocările emoționale și atunci, dacă e tot o formă de presiune, o să fie bine, dar cumva eu mă simt îngrijorat. Deci simt cumva că nu sunt suficient de bine înțeles. Bun. Copilul meu este genul de copil care pune el singur, el însuși pe el, o anumită presiune și tot timpul începe, da? Dar eu vreau să am media cu tare, dar vreau să iau bursă, eu vreau să intru acolo, eu vreau să fac aia și... Aici, dacă îmi dați voie... Nu vă dau eu voie. Violeta, te rog, rămâi la telefon și doamna Petrovai la fel. Continuăm după 2 minute de publicitate și ne întoarcem cu această explicație la Deșteptarea României. Deșteptarea României. Un proiect editorial Europa FM pentru resetarea României. Deșteptarea României. Un proiect editorial Europa FM pentru resetarea României. Mai avem ceva timp la Deșteptarea României. Astăzi v-am întrebat dacă sunt fericiți copiii din România și ce îi face de fapt nefericiți. Ce le strică bucuria? Presiunea pe care o punem pe ei, modul în care ne înțelegem, dar îi face nefericiți faptul că îi punem să-și facă curat în cameră? Uneori da, poate se supără. E Violeta la telefon. Imediat revin la ceea ce ne povestea Violeta despre copilul tău care pune presiunea asupra sa, dar voiam să vă zic un mesaj de pe Facebook. Am văzut mai multe. E în felul următor. Zice, vorbiți doar despre copiii de la oraș.
Oh, să știți că și copiii de la țară au această problemă, dar înțeleg unde bateți dumneavoastră. Adică la faptul că la țară e sărăcie mai mare decât la oraș și că sunt șanse mai puține, chiar mult mai puține, pentru copiii de la țară. Săptămâna viitoare, când vine Gabriela Alexandrescu de la Salvați Copiii, o să vă propun și această întrebare. Cum rupi, domnule, cercul vicios al sărăciei? Mai are vreun copil de la țară din România șansa de a studia la o mare liceu, la o mare facultate din România? Și dacă te-ai născut în sărăcie, fie la țară, fie la oraș, cum o să te descurci să ai succes în viață? Se poate? O să așteptăm exemple pozitive și negative. Deocamdată, cu Domnica Petrovai, psiholog, autor al Școlii Încrederii în România, și cu Violeta la telefon, care ne spunea că are un copil care pune presiune asupra sa, că vrea să reușească. Violeta i-a spus, știi, o să fie bine, și acum Doamna Petrovai îi dădea un sfat, ca să zic așa. Da. În momentul în care pui prea multă presiune pe tine și felul în care te percepi tu, imaginea pe care o ai tu față de tine depinde de, exclusiv de validări externe, de rezultate externe, așa uneori fixe, rigide, tot o formă de neîncredere în tine. Este ca și cum mă voi simți valoros doar dacă intru la un anumit liceu sau la o anumită facultate. Și atunci ce să-i spună? Cred că e important cumva să îi transmită mesajul că da, e foarte bine că își dorește anumite lucruri și că vrea, dar că nu trebuie să se întâmple în felul ăsta, și că sunt multe și multe alte surse care îi vor da o stare de bine. Tocmai povesteam de faptul că starea de bine, fericirea despre care vorbim, vine în primul rând din relații și satisfacția în relații și din rezultate, e adevărat, dar nu doar din rezultate. Adică ce vreau să zic, i-aș recomanda sau aș recomanda părinților sau doamnei de a-l sprijini pe băiat să fie mai atent la starea lui de bine ce ține de lucrurile pe care el le face. Uneori poate mișcarea îl face să se simtă mai bine el cu el, nu știu, un timp petrecut cu copiii, prietenii. Și nu s-a îndeplinirea acelui obiectiv. Violeta? El este un copil vesel, este un copil comunicativ, se întâlnește cu prietenii, merg la fotbal, ies în oraș, are o atitudine ok. Da, într-adevăr, l-am simțit, am văzut acum, în perioada acestui examen, că nu are încredere în el. Și de aici cred că pornește tot acest stres și toată această presiune. Foarte interesant. Asta se construiește în timp. Asta se construiește în timp. Și uneori suntem mai conștienți noi părinții de faptul că copilul nostru nu are încredere, și un lucru bun pentru că îl poți sprijini. Dar nu o să te superi, Violeta, nu? Dacă ratează obiectivul cu liceul pe care și-l dorește? Nu. Nu. Sub nicio formă. Tot asta explic și încerc să îl fac să înțeleagă că și noi suntem, din fericire, suntem niște relații foarte bune, comunicăm foarte mult, povestim foarte mult împreună. Și am explicat că nu întotdeauna în viață reușim să ne îndeplinim absolut toate țintele. Sunt situații când mai avem și câte un mic eșec. Că se poate întâmpla. Chiar viața e plină de uneori. Da. Aici aș vrea să vă mai fac eu o recomandare. Fiind 15 ani, băiat, cumva sentimentul de încredere vine și din relația cu tatăl sau cu alți mentori masculini, pentru că este perioada în care identitatea lor și sentimentul de valoare vine din conexiunea pe care o au cu alți bărbați. Apropo de nu doar focus pe rezultate. Și uneori un mentor poate fi un foarte mare sprijin în a își recăpăta încrederea pe care, nu știu, și-a pierdut-o. Este firesc la vârsta adolescenței să fie neîncrezători. Adică nu e un lucru nefiresc sau nu știu, nu e un semn cumva că a apărut o problemă. E bine că a fost identificată, doar că soluțiile sunt cumva în altă zonă. Nu și mai multă
atenție pentru rezultate sau, nu știu, un perfecționism exagerat. Mm-hmm. Violeta, mulțumesc tare mult. Aș vrea să mă îndrept imediat către Laura, dar ne-a scris cineva pe Facebook în felul următor. Zice, fetiței mele este frică să intre la ora de chimie sau de fizică. Soluția așa pe scurt, adică dacă unui copil e frică de oră sau de profesor, ce faci? Da, cred că primul lucru pe care l-aș face eu ca părinte sau l-aș recomanda unui părinte este să aibă o conversație cu profesorul, pentru că acolo cumva fie că sunt, nu știu, au fost, nu știu, conflicte cu alți copii în clasă, la aceeași oră și cumva percepe ora ca fiind un lucru care îi dă anxietate, dar aș avea o conversație cu adultul, pentru că copiii au nevoie să simtă protejați, tocmai în momentele în care ei nu au resurse să gestioneze situația. Foarte interesant. Eu nici n-aș fi avut curaj să-i spun mamei că mi-e frică de o anumită oră. Da. Laura, bine ai venit la Deșteptarea României. Bine v-am găsit. Eu am 4 copii. Oh, frumos. Cred că în calea fericirii lor stă... În calea fericirii, în calea împlinirii copilului stă câteodată incapacitatea părintelui de a-și procesa propriile stări și sentimente. Eu am 35 de ani, am crescut, ca să zic, prima generație, după 90, am fost bombardat de informații psihologice și pentru mine a fost foarte greu să procesez informații în legătură cu mine și mai mult cu copiii. Suntem bombardați cu informații despre parenting, despre cum trebuie să ne creștem copiii, despre cum ar trebui să ne comportăm cu ei. Știți, noi am fost crescuți cu sintagma eu te-am făcut, eu te omor. Este foarte greu să depășești această... cum să-i spun, această zicere de comportament. Da. Pentru mine, ca și părinte, a fost și este în continuare o călătorie împreună cu copiii mei. Am descoperit, într-adevăr, a le impune reguli este foarte greu, pentru că și mie mi-a fost greu să învăț din reguli. Depinde cum ai fost crescut. Vă spun, pentru noi, ca și părinți tineri, primul copil la 20 de ani, când toată lumea mergea la facultate și își construia o carieră în anii 2009, a fost greu și este în continuare greu. Și acum, într-adevăr, suntem bombardați cu foarte multe informații. Cel mai mare impediment, ca să spun așa, în comunicarea cu copilul și atingerea unui anumit nivel de intimitate este și va fi în continuare telefonul, device-ul acesta care ne mănâncă zilele și nouă adulților și copiilor. Să știi că facem... Și televizorul. Să știi că facem o ediție specială pentru telefoane și chestiuni de genul ăsta, deci țineți aproape că o să aducem specialiști să vă învețe, așa cum m-au învățat și pe mine, cum să faci în momentul în care intri în casă cu telefonul, ce reguli să stabilești, ce aplicații. A trebuit să învățăm foarte multe lucruri și învățăm în continuare. În continuare învățăm cum să le stabilim reguli și cum să le putem ține de aceste reguli noi ca adulți. Cred că cel mai important în fericirea copilului este ca părintele să fie consecvent în stabilirea regulilor. Așa și că... să fie consecvent. Stai o secundă, că... Așa e că regulile îi fac nefericiți, doamna Petrovai? Da, și pentru că unii, apropo de diferențe de temperament, nu sunt confortabili cu regulile și cu structura. Da. Într-adevăr, cumva a fost așa, mai ales după Revoluție, foarte multe cursuri, cărți. Pe mulți dintre părinți, cumva, i-au făcut mai degrabă să simtă că au greșit și s-au simțit și mai prost, da, că nu sunt în stare să aplice lucrurile din carte. Nimeni nu poate să aplice toate, nu știu, recomandările pe care le fac diversi specialiști. Dacă ar fi să fac așa o recomandare din toată experiența mea, din mulți ani de lucru cu familie și copii, este că poate primul lucru pe care avem nevoie să-l facem, să avem grijă de noi, adică, nu știu, să dormim, să facem mișcare, să avem grijă de relația cu partenerul, pentru că copiii nu au nevoie de un părinte perfect, nu au nevoie de un părinte care să știe cum să, nu știu, așa zis, disciplineze copilul nici pe departe, ci au nevoie de un părinte care să fie, să aibă momentele lui de relaxare, de bine, el se simte în siguranță când te simte fericit și bucuros, îi dă un sentiment de bine, sau când, nu știu, vede un moment de afecțiune între tine și partener. Da. Asta eu sunt foarte curios aici, Laura, având 4, sigur că ei nu sunt egali temperamental și nici sufletește între ei. Bănuiesc că e mult mai greu, adică atunci când ți-e unul bucuros, poate celălalt ți-e trist, ca să nu mai zic că s-ar putea să...
Da, plus că se hârșonesc în continuu, au diferite plăceri, au și programul diferit la școală, unul este la 5, altul la grădiniță, trebuie să împaci programul în așa fel, încât să-i... De exemplu, dacă programăm ceva în familie, clar că trebuie să ții cont de programul tuturor. Este într-adevăr un... Da, e nevoie de multă energie și E adevărat că fiind mai mulți se cresc singuri, că așa se zice. Dom'le, dacă sunt 3, 4... Da, asta este adevărat. În ideea în care învață lucrurile mai ușor. Pe cea mare nu am pus-o de foarte multe ori să stea cu cea mică, dar să știți că m-a ajutat. Tocmai pentru că a fost diferența de vârstă între primul și ultimul copil. Eu am vrut totuși ca primul copil să simtă copilăria, dar m-a și ajutat. Faptul că ea a crescut, avea 10 ani când a apărut cea mică, mi-a fost de ajutor. Și într-adevăr, se cresc unii pe alții, se educă unii pe alții când sunt împreună, se joacă foarte bine împreună și se ceartă foarte bine împreună. Care e lucrul care îi bucură pe toți deodată? Piscina, când suntem cu toții. Adică când sunt și eu și soțul împreună și mergem undeva și facem ceva împreună. Asta le place cel mai mult. Știți că se ceartă și sunt obosiți și sunt și obositori, dar în principal asta îi mulțumește cel mai mult. Când suntem împreună și facem ceva împreună. Mulțumesc tare mult. Uite că a venit exemplificarea pentru ce spuneai. Ne spunea doamna Petrova, e așa, ca din carte cu ce a studiat. Doamne, dacă părinții sunt fericiți, o să fie toată lumea fericită în jur. Uite că a venit momentul ăla când suntem cu toții. Maria, știu că e acolo. Dacă vă caută cineva, știu că Școala Încrederii intră din ce în ce mai multe școli în România, că se construiesc relații între cele trei părți ale școlii. Unde vă găsește, doamnă? Că și asta e important. Avem o pagină de Facebook, Școala Încrederii, un site, unde pot să vadă programele noastre, să-și înscrie școala, dacă își doresc să fie parte din program. Pot să vii direct cu școala, exact, da? Exact, exact. Foarte interesant asta. Și dacă intri în program, încep, de fapt, relațiile dintre profesori se restabilesc întâi? Dacă intri în program, ai parte de sprijinul nostru. Suntem o echipă mare de profesori și psihologi care au experiență cu școlile. Sprijinul pe operat de 5 ani, adică vom fi acolo alături de profesori și părinți în a-i sprijini, tocmai în a putea reclădi relațiile astea de încredere despre care tot povestim. Ce ne mai trebuie, doamnă psiholog? Noi vrem să intrăm la liceu, nu asta e esența învățământului românesc? Sigur că avem nevoie de performanțe, însă calitatea vieții noastre depinde foarte mult de, apropo de fericire și starea de bine. Deci e cumva, calitatea vieții depinde de calitatea relațiilor. Asta cumva știm din toate studiile de până acum și observăm, nu e suficient să ai succes. Ce e mai important, să intri la un liceu bun sau să te înțelegi bine cu mama, tata și... Eu cred că dacă te înțelegi bine cu mama și cu tata, o să intri și la liceul pe care ți-l dorești sau chiar dacă nu intri la liceul dorit, cumva asta nu va fi o catastrofă și nu va fi un eșec personal. Maria, salutare, bine ai venit la Deșteptarea României, tu și închei astăzi. Ai tăi, sunt bine fericiți? Bine v-am găsit. Da, din păcate și noi am avut aceeași problemă. Sursa nefericirii noastre constante, în special în partea a doua din gimnaziu, a fost școala. Și nu atât școala, cât materiile, cât acea împovărare a copilului la care s-a adăugat din nefericire și perfecționismul lui, nu știu de unde l-a căpătat, și dorința lui vădită de a obține rezultate foarte bune, el neavând abilitățile la toate materiile, cum nu le are niciun copil. Și ce faci atunci? Adică stai puțin, dacă el spune, uite, dau și un exemplu, măi, mie îmi place să-mi cânt la chitară, dar e clar că lucrurile merg alandala acolo, ce faci?
Păi noi am încercat, în primul rând, noi ca părinți să-i spunem, să-i transmitem foarte ferm și clar mesajul: las-o mai moale, adică nu trebuie, chiar am fost în ciuda probabil a curentului, când părinții își pun toată ambiția și toate își proiectează toate ambițiile pe copil, când am văzut că lucrurile capătă dimensiuni așa foarte mari pentru el, cu anxietate, cu atacuri de panică, am zis, las-o mai moale, nu e niciun fel de problemă dacă obții o notă sau un 4 sau nu, absolut nu se întâmplă nimic, am trecut și noi prin asta. Stai un pic, Maria, că ăsta e un caz, eu aproape n-am mai auzit în rândul părinților mei. Deci cum el, părinților care sunt prieteni cu mine, deci el își punea presiunea, nu venea de la voi? Nu. Inițial, cred că noi am fost cei care ne-am zis, uite, să fie, era într-o clasă foarte, foarte bună, cu copii foarte buni, dar am văzut că nu este un tip orientat spre matematică, spre științele exacte, și am văzut că se chinuie acolo și am zis, dom'le, probabil că nu va excela în asta, dar el a compensat într-o muncă extraordinară și un efort extraordinar. Fantastic. Și atunci efortul acesta l-a făcut nefericit, știi? Fantastic, yeah. N-am mai auzit chestiunea asta. Stați că... Da, asta tot pe la cabinetele de psihologie le-am învățat, că tot am mers în direcția asta, pentru că la un moment dat intrasem într-o înfundătură și atunci trebuia să ieșim cumva. Și ne-am dat seama că nu e ok ceea ce facem, nu e ok pentru copil, dar nu e ok nici cu ceea ce se confruntă el. Adică, gândiți-vă că era masa de seară și vorbesc de ani de zile, se termina la 7:30, urcam noi părinții să ne odihnim și el s-a apucat să învețe 3-4 ore. Și adică foarte, foarte mult. Și atunci gradul de oboseală și gradul lui de învăluire acestor... Da, asta am remarcat și eu. Stați un pic că vreau să mă lămuresc și să... Aici o întreb și pe doamna Petrovai. Am văzut și eu și la copilul meu și la alții, domnule, au foarte mult de treabă. Ce este ok să le zic eu? Măi, nene, termină-ți treaba că ți-au dat ăștia să muncești și tu trebuie să-ți faci task-ul ca la corporație. Adică trebuie să-ți îndeplinești dacă ți-au dat aia, sau e ok să zic, bă, dacă nu mai poți, gata, uite, știi ce, du-te la culcare sau fă ce vrei tu, că mi-e clar că nu mai poți. Da, aici e o chestiune de priorități ale familiei, adică, de exemplu, prioritatea este somnul. Dacă, nu știu, temele sau ce ai de învățat cumva interferează cu somnul, aș alege întotdeauna somnul, pentru că deprivarea de somn are impact asupra sănătății lui mentale și emoționale, deci cumva îi face rău dacă nu doarme. Da. Deci chiar dacă are teme... Exact, dacă, chiar dacă nu are... Exact, exact. Pe de altă parte, studiile spun că timpul alocat studiului temelor ar trebui să fie limitat, pentru că altfel, dacă depășești o limită, nu știu, de exemplu, la gimnaziu, peste o oră, maxim o oră și jumătate. Exact. Asta înseamnă, asta e foarte important, asta înseamnă că devine o sursă de stres pentru copil. Adică... Stați că nu e o oră, să vă spun aici, Maria, nu câte este, ore sunt? Nu e. Da, Doamne, că aici este de negociat între părinți și școală, de negociat, și negocierile, sigur că înseamnă cumva, e o chestiune de limite, apropo de a ne proteja copiii, pentru că ei nu știu să se protejeze. Rolul nostru este să spunem, copilul meu are nevoie de timp pentru joacă, pentru relaxare, pentru odihnă, pentru somn, iar, de exemplu, 2-3 ore de teme pentru un copil de gimnaziu este nesănătos. Maria, ați terminat episodul ăsta? Ați intrat la liceu? Ați... Da, noi am terminat, am intrat și la facultate. Dar, Doamne ajută! Doamne ajută, da, în afară, deci la Londra. Bravo! Mulțumim, însă eu vreau să trag un semnal de alarmă, ceea ce spunea doamna psiholog. La școlile unde am fost noi nu se putea negocia lucrul ăsta. Eu m-am ridicat de mai multe ori la ședințe și am spus, dar e foarte mult, dați foarte mult. Deci noi aveam ore târziu când era mai mic, în care terminam orele sau proiectele la geografie sau la muzică. Bătoar Dumnezeu, că nu așa, adică la ora 10 și învățam teorie la muzică. Dacă adică și atunci... da. Da. Vă rog.
Da, este și problema cu care mă confrunt și eu, sau ne confruntăm noi în proiect. Este o presiune mare și din partea părinților, nu doar a profesorilor. Da, să spunem asta, exact, da, exact. Adică perfecționista este perceput ca o calitate și nu ca un mecanism de adaptare nesănătos cu consecințe negative pe termen lung asupra sănătății lui mentale. Deci, cumva, negocierea este cu părinții pentru a înțelege faptul că mai mult nu înseamnă mai bine, mai mult nu înseamnă cumva performanțe deosebite, mai mult nu înseamnă că, nu știu, copilul va fi mai deștept sau mai competent. Copilul are nevoie, apropo că tot vorbim de stare de bine, copilul are nevoie de acest, nu știu, să fie în armonie cu timpul pe care și-l alocă pentru a se conecta el cu el. Tot ați vorbit de tehnologie. Asta e motivul pentru care mulți copii de astăzi ajung cumva să fie dependenți de tehnologie, pentru că nu au exercițiul conectării cu ei. Da? Ei au un disconfort, vin acasă, au teme, au, nu știu, tabletă sau telefon. Nu m-am gândit niciodată. Exact. Deci cumva a ști să te conectezi cu tine e fundamental acum, pentru că altfel duce la dependență. Da, e foarte interesant. O să plec și eu astăzi cu ideea asta și o să-i dau lui fiul mai mult timp liber. Înțelegeți că eu sunt un tată care cere mai multe de la el. Am adoptat modelul Mariei. Maria, felicitări pentru rezultate. Dar știi cum o să spună lumea acum care te ascultă? O să spună așa: da, ai văzut că totuși până la urmă modelul ăsta l-a dus la Londra, dragă? Da, din păcate e greșit. A fost mai mult ambiția lui, dar a fost o ambiție și un rezultat și pe multă nefericire a copilului, și asta este o cantitate care nu se poate neglija. Adică, sincer, aș fi preferat 1000 de ori să știu fericit și să facă o școală de meserii decât să-l văd nefericit și într-un permanent stres și mâncat și cu sării peste mese, mâncat așa pe spongi, într-o continuă cursă pentru a face temele și a lua examene. Și nu înseamnă lucrul ăsta că acum trebuie toată lumea să se blazeze, dar trebuie găsit echilibru și echilibru este foarte greu de găsit. Și din păcate, văd, aș fi putut să nu intru și așa, încă școala are mult de lucrat. Are mult de lucrat pe abilitățile copilului, pentru că nu sunt toți buni la matematică sau la fizică. Nu vor ieși toți chimiști. Da. Trebuie un pic orientat pe ce știe pe copilul, poate comunica. Deocamdată, să știi că vom face discuția asta, să mulțumesc tare mult, dar ne apropiem de final și cred că am avut discuția asta de-a lungul zilelor dedicate școlii, când a fost aici și Cristina Tunegaru și am vorbit. Știți cum e în România? Dom'le, matematică și română ca să iasă treaba bine. Domnica Petrovai, Școala Încrederii, acolo pe Facebook vă uitați. Dați-mi în 30 de secunde o singură idee cu care să plec astăzi. Ce ar trebui să facem noi, cei care ascultăm, mai mult sau poate mai puțin? Că am văzut că și mai puținul contează după discuția de astăzi. Da. Să mă uit la momentele în care îl simt pe copilul meu că simte că eu am încredere în el. E foarte important, pentru că de multe ori cumva considerăm că e un lucru așa de simplu, dar un lucru atât de valoros. Când copilul simte că noi avem încredere în el, cumva o să fie mai bine el cu el, apropo de mai fericit, și o să aibă mult mai multe resurse și să-și rezolve provocările. Și asta îi spui? Și asta îi spun copilului. Îi spun? Am încredere în tine? Exact. Îi spun că am încredere în tine. Mulțumesc tare mult, Domnica Petrovai de la Școala Încrederii. O găsiți pe Facebook și pe site. Sunt școli care se pot înscrie cu totul în acest program. Eu vă mulțumesc pentru această prima dezbatere legată de copilărie. Poate am pornit de la un cel foarte înalt, dar săptămâna viitoare, prieteni, va fi greu. Voi o să ne povestiți sau poate vreți să ne ziceți, nu le mai poți ieși din sărăcie dacă ești copil sărac și cu probleme. Poți să reușești în țara asta? Și dacă da, cum? Vă mulțumesc tare mult, eu sunt Cătălin Striblea, Deșteptarea României se încheie aici, spor la treabă! Deșteptarea României, un proiect editorial Europa FM pentru resetarea României. We'll be right back.